Bună seara, doamnă, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov facem un pic de medicină, dacă vreți. Este sezon, mai o răceală, mai o gripă, mai nu știu ce. Domnul doctor Dan Moraru, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie de la Brașov, este în studio. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Acum chiar de la răcel și de la astea n-ajungem la pneumoftiziologie, dar se poate întâmpla dacă există, cum discutam noi înainte de emisiune, factori agravanți. Nu? Adevărat. Este într-adevăr un sezon, să zicem, sensibil. Probabil că oamenii s-au obișnuit să se îmbolnăvească mai mult iarna decât vara, nu? În niciun caz, dar sunt boli sezoniere. Și, într-adevăr, Institutul Național de Sănătate Publică a declarat deschiderea sezonului gripal. Am înțeles. Cam fiecare an, pe unii dintre noi, ne prinde nepregătiți. Adică nu suntem vaccinați, care până la urmă este soluția cea mai bună. Să știți, adică la capitolul ăsta... Vă felicit. Deci sunt vaccinat frumos în luna antigripal, noiembrie, antigripal. Ok, foarte bine. Pentru că asta e cea mai bună metodă de prevenție a unor forme de gripă foarte grave. Și mai răspândit. Ales la persoane la risc înalt, adică copilașii, persoanele vârstnice, cei care se Eu cunosc cu boli cronice. Vârstnice, da. Nu, intrați la o persoană conștientă de importanța faptului de a se vaccina și a nu suferi chiar și o săptămână. Și aici cred că indiferent de vârsta pe care o avem, da? Sigur copiii că da. Sunt într-adevăr categorie expusă. Ei sunt la risc, expusă, iar ceva. Bătrânii la fel, da. Pentru că mai au și alte boli. Da. Știu cum se numesc bolile astea asociate. Da. Comorbidități. Comorbidități, da. Adevărul este că umblăm ca găinile cu capul tăiat toată ziua. Ne ducem la mall, ne ducem la film, mergem pe republicii, ne ducem în Piața Sfatului că sunt spectacole. Facem o groază de lucruri în comunitate. Sigur. Este destul să fim în preajma unui om unei persoane bolnave. Exact. Bolnavul tușește, strănută, pune rar mâna la gură, Batista cu atât mai puțin și mai există Batiste, da? Ne. Și atunci evident că suntem expuși. Da, așa este și atunci, bine, nu înseamnă neapărat că se dărâmă pământul, pentru că se tratează cu simptomatice, stai izolat acasă pentru că ești conștient că nu vrei să îi îmbolnăvești pe alții, câteva zile, după care ți-a trecut și îți reiei activitatea. Sigur că poate evolua gripa în suprainfecții și bacteriene și atunci se transformă într-o pneumonie care nu mai poate fi tratată cu simptomatice. Greșeala frecventă este, aoleu, sunt virusat, am gripă precis și atunci se iau antibiotic, n-au niciun efect. Atunci, din contră, creează mediul propice pentru a dezvolta o infecție bacteriană, respiratorie și da, a complica lucrurile. Noi am trecut printr-o perioadă de asta în care am devenit doctori peste noapte, nu? Adică noi automedicația românii este... Da, noi românii cred că suntem campioni europeni la așa ceva. Nu cred și că la fotbal, vă rog. La fotbal, da. Dar la fel și la fotbal. Da. Ideea este că ne ducem în farmacie și nu de puține ori, probabil că și dumneavoastră ați văzut, am văzut și eu oameni care intră în farmacie și spun vreau aia. Da. Și uneori farmacie sunt, bun, dar de ce luați și astea, le asociați? Vedeți că nu este bună. Lăsați că știu eu că am citit pe internet, că am foarte făcut adevărat. Și așa mai departe. De acolo pornesc se dezvoltă altele. Sigur. Niște nenorociri adevărate. Complicații. Exact. Complicații care se puteau rezolva foarte ușor. Dar să știți că chiar am urmărit o știre, că la nivel național, comparativ cu anul trecut, procentul de vaccinări este mai mare. Deci este un lucru îmbucurător. Și deci ar trebui 2019 față de 2018, da. Ar trebui să fie... Da, probabil că oamenii au mai înțeles. Sigur, se discută foarte mult pe tema vaccinurilor și poți să discuți la colț de stradă cu rezultate slabe. Asta e marea problemă.
da, da, dincolo de toate. Poți să discuți și cu medici. Într-adevăr, există și păreri avizate. Apropo de tulpina care ți este injectată, pentru că, de fapt, singur, ți este injectat păi în fiecare an, OMS, Organizația Mondială a Sănătății, stabilește ce tulpin, din ce tulpin se face vaccinul respectiv. Deci nu anapoda, de aceea și expiră. După anul respectiv, lotul de vaccin antigripal din sezonul respectiv se distruge dacă el nu a fost folosit în totalitate. Dacă nu s-a injectat, da. Sigur, pentru că anul viitor vor fi alte tulpini. Și deci ele sunt controlate. Și exact cum spuneați dumneavoastră, din păcate mai apar și opinii astea publice din partea unor persoane neavizate. Și atunci vedeți, fac mult rău. Dacă este un acum împărțim lucrurile în două. Uite, de exemplu, la pastă de dinți. Da. Da, apar tot felul. Sunt doctor Mioara și vă recomand să vă spălați cu nu știu ce. Bă, foarte bine. Până la urmă, asta cu pasta de dinți poți să discuți tu față în față cu stomatologul tău care îți va recomanda, în primul rând, o periuță de dinți exact, foarte bună. Exact, că până la pasta de dinți este periuța de dinți și s-o schimbi des. Dar, dincolo de toate, în momentul în care în spațiu public apar niște doctori Mioara de ăștia care spun să nu te vaccinezi, că te lovesc toate bubele pământului, ciumă, holeră, nu știu, adică, evident, acum eu exagerez un pic, însă așa se întâmplă. Și oamenii obișnuiți care se uită la și poate s-au mai gândit și ei la treaba asta și uite, îmi confirmă cineva. Și asta e trigger-ul. Tocmai de... A, foarte bine, e, nu mi se întâmplă nimic, că nici mama mea, nici tatăl meu, nici bunicii... Dacă nici aia bătrâni nu se vaccinau. Și n-au pățeat nimic. Ca să ne întoarcem la chestia asta, ăia bătrâni de care povestim noi, nu umblau atât cât umblăm noi. Ei stăteau în comunități mici. Iar factorii de mediu erau alții. Asta e unul dintre factorii care influențează starea de sănătate. Păi vorbim de mediu fizic și chimic. Bun, vedeți bine cum s-a schimbat clima, numărul de mașini, noxe, toate acestea contribuie. Și mai există un factor foarte important, serviciile de sănătate. Cât sunt de bune? Care e adresabilitatea la ele? Cât sunt de dezvoltate? E, toate astea au un loc și atunci bunicii noștri care se tratau cu aspirina săracului și cu așa, normal că nu aveau nevoie usturoi, nu aveau nevoie de vaccinare, cu toate că erau obligatorii un set de vaccinuri care se făceau cu respectând calendarul vaccinare. Da, corect, însă, asta e foarte important. Și revenim și noi la o strictețe mai mare. Din păcate, ar trebui să fiu un pic mai ferm, pentru că de îndată ce guvernul, unul dintre guverne... Nu contează că se schimbă repede. Dar nu, și nici nu mai știu că asta a fost acum vreo un an, doi, când au vrut să dea legea vaccinării și să oblige populația să fie, să își vaccineze copiii. Și au apărut deja asociații de părinți. Dar cum ne obligi pe noi să vaccinăm copiii? Dar eu nu vreau, că erau și măsuri astea punitive, amenzi sau ceva de genul ăsta, dar până nu-ți vaccinezi copilul, nu se întoarce la școală, de exemplu. Sau o sumă de... Haideți să vă spun ceva. O chestie la care eu m-am gândit la un moment dat și tot discutând aici în emisiune, am scris eu acum vreo câteva zile pe o rețea de socializare, cum e, faci saltul ăsta de la jurnalism la politică. Sunt niște exemple proaspete în mintea tuturor. Vorbind în emisiune cu tot felul de oameni, întrezărești soluții și în momentul în care vezi, le întrezărești, măcar zici, băi, pot și eu. Pot. Și atunci zici, uite, de exemplu, apropo de chestia asta cu vaccinarea. Bun, nu este vaccinul obligatoriu. Și aici nu vorbesc doar de asta cu răcel simplu și așa mai departe. În momentul în care copilul tău, de exemplu, pentru care tu ești responsabil, copilul tău se îmbolnăvește și se îmbolnăvește grav în lipsa unui vaccin, corect, un anumit și dovedit că, uite, din cauza aceasta s-a îmbolnăvit. Sau dovedit și mai simplu dacă ai, de exemplu, doi medici, că acum ne-am obișnuit și cu second opinion, da? Și la sfârșit de emisiune vă zic un banc cu second opinion, da? Ne-am obișnuit și cu chestia asta, dacă doi medici îți confirmă, îți spun, dacă ar fi avut acest vaccin, că e vorba despre vaccinul ăsta antigripal, că este, care, să zicem, cel mai banal, sau alte vaccinuri care sunt, se adresează unei game mai largi de boli sau boli foarte grave. Dacă în lipsa acestui vaccin s-a întâmplat acest lucru și se confirmă medical, trebuie să plătești serviciile medicale. Da.
Da, și aceasta ar pentru fi că variantă, noi sigur. Ți-am pus la dispoziție chestia asta. Tu nu ai vrut să faci vaccinul pentru că o să-ți crească păr pe spate. Da. Bun. Foarte bine, e un risc mare să-ți crească păr pe spate, da? E, și atunci tu nu ai vrut, la momentul în care te îmbolnăvești și ajungi să și statul cheltuie cu tine niște sume da. Foarte mari, pentru că sistemul ăsta de sănătate, din punctul meu de vedere, și dumneavoastră puteți să-mi confirmați sau nu, rămâne o mare gaură neagră, tocmai pentru că noi vedem doar cazuri de astea. Eu m-am îmbolnăvit, eu sunt asigurat, mă duc, sunt operat sau, mă rog, ce se întâmplă da. Cu mine din punct de vedere medical și am plecat. Dar sunt oameni care nu au asigurări și, bun, din da. Motive așa. Și atunci statul plătește pentru ei. Copii, statul plătește pentru ei, nu? Dacă tu nu ți-ai vaccinat copilul, copilul tău s-a îmbolnăvit, copilul tău putea să nu se îmbolnăvească, dovedit. Da. Dacă și puteai, dacă îmi permite, plătești. Dar să știți că asta e, poate, eu, din punctul meu de vedere ca medic de sănătate publică, spun... Chiar ar fi ultima preocupare a mea, dar suferința provocată persoanei respective, adică ești inconștient. Vă dau exemplu, cum spuneați dumneavoastră, alte vaccinuri, vaccinul BCG pentru tuberculoză, da? Da. Nu înseamnă că nu mai faci tuberculoză, dar nu faci formele severe, clar. Niciodată. Niciodată. Bun. Deci, meningită din care se moare, tuberculoză miliară, adică împrăștiată în ambii plămâni, o arie foarte mare, ocupă lobii pulmonari. Păi stai, domne. Îl chinui, nu mai face, dacă e cazul, nu știu, se îmbolnăvește pe perioada școlii, nu mai continuă studiile. Știm bine, dacă n-ai nivel de școlarizare, deja ești la risc înalt să nu-ți găsești un loc de muncă adecvat și multe altele de genul acesta. Da, și atunci sunt consecințe nefaste că, ok, statul e dator să-ți asigure sănătatea, dreptul la sănătate e... un drept inalienabil, dar ce facem noi? Și atunci, foarte bine, noi, stat, susținem sănătatea din punct de vedere financiar. Pentru că sănătatea are un preț. Sănătatea este și costă mult. Rău. Costă da. Mult. Și atunci, tocmai de aceea, ar trebui să fii foarte atent. Pentru că, exact cum spuneți dumneavoastră, serviciile UPU, unitățile de primire urgențe, păi, sunt supra-solicitate pentru că se duce lumea care n-ar trebui să se ducă pentru o suferință banală care putea fi tratată de, și spun suferință, nu boală, da? Tratată de medicul suferință de familie. Banală, merge, da. Merge, încarcă, pune presiune, trebuie să-i faci investigații o grămadă sau, aș spune, de bolnavi de etilis cronic care ajung acolo, da, ar trebui să plătească. Serviciile medicale. Deci în momentul în care te duci acolo și într-adevăr îți asumi un risc, e atunci când sunt la 112 și tu ai făcut o glumă. Că de fapt poate fi chestia asta nu-i considerată permis, ca o glumă. Da? Adică tu ai sunat la 112 că ți era foarte rău, ce știu nu-i locul pentru sau sună un aparținător, domnule, a pățit asta. Vine salvarea. Oricum ei sunt interogați, dar ce ai, dar că febră mare, că... Vreți să vă spun ceva? Dar s-au învățat. Învață. Astea, exact. Lucrurile astea se învață, așa. Iar oamenii exagerează. Da. În momentul în care exagerează, creează soiul ăla de moment de panică, vine salvarea, sigur. Te-a luat salvarea, te duce la... Asta e menirea ta. Să... Poate chiar te duce la... mai faci o injecție, te-ai liniștit, te lasă în pace. Nu, dar nu, iarăși, sunt chestii astea. Da. Am venit la tine, tu de fapt aveai un banal atac de panică, nu știu, o chestie de genul ăsta. Ți-am făcut o injecție, te-am liniștit, peste o săptămână îți vine factura, nene. Păi? Ai sunat la 112, chestia asta puteai să o rezolvi altfel, da? Mai ai sunt sunat și bolnavi închipuiți. Ai pus salvarea în mișcare, păi în cum? Același timp echipajul postul. Ăsta putea să salveze o viață. Asta nu prea așa înțelegem e. Noi românii. Apropo de salvări și echipaje, de astăzi Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Brașov are o unitate mobilă. Ce face UMM-ul ăsta? UMM de 50.000 de euro. Da, da, încă este chiar foarte ieftin față da, de ce poate convins, să facă. Da, da. Ideea este așa. Unitatea medicală mobilă înseamnă o structură medicală amplasată pe un autovehicul special amenajat. În cazul nostru este un furgon carosat, așa e termenul, am învățat și eu acum. Ar putea la fel de bine să fie un autobuz, să fie un tir, o rulotă.
trasă de altă mașină. Dar trebuie să respecti anumite norme igienico-sanitare și, cum am spus în conferința de presă, la indicația noastră s-a construit acest cabinet mobil medical. De aceea și zis că e unicat, că nu-s două la fel. Nu există o firmă în țară care să producă în serie astfel de unități medicale mobile. Iar ea are ca scop deplasarea personalului medical în zonele în care vrei tu să faci consultații gratuite. Și evident că aceste zone sunt cele rurale și cele unde... Cu risc, iarăși, discutăm de zone cu risc. Rurale, da, în primul rând se adresează persoanelor din grupurile vulnerabile, fie copii, fie adulți, și în localități unde n-ai acces la servicii medicale, că până la urmă asta e scopul. În paranteză fie spus, când mai făceam campanii astea cu o altă asociație care nu mai există acum și de aceea am și simțit nevoia să avem pe a noastră să putem conduce astfel de campanii, am făcut, de exemplu, și în fața prefecturii și a Consiliului Județean în parcarea respectivă o acțiune în aceasta de spirometrii gratuite pentru populația din Brașov. Am stat vreo 5 ore și supra-solicitați cu 2 medici. Spirometria, printre altele, este o explorare funcțională respiratorie foarte importantă în anumite afecțiuni. Și atunci, fiind, de ce spun, accesul este foarte ușor, pentru că nu-ți trebuie bilet de trimitere, nu-ți trebuie programare, nu te întreabă nimeni dacă ești asigurat sau nu, și atunci chiar singura limită rămâne să vrei să te duci. Și să aștepți la rând. Și să aștepți la rând, corect. Da. Mă gândeam acum la zonele astea de risc. Nu neapărat la categoriile de risc, pe astea le-ați pomenit dumneavoastră, dar există într-adevăr locuri pe raza județului Brașov unde actul medical este o chestiune așa de extrem de îndepărtată, ca să nu folosesc un alt termen. Da, nu. Sunt diferite motive. Ori nu au posibilitatea acolo să organizeze un cabinet pentru medicul de familie. Ori nu avem medici de familie, că sunt puțini. Ori accesul e dificil la mijloace de transport să se deplaseze într-o localitate apropiată unde există. Și atunci, într-adevăr, sunt probleme în acestea. Și tocmai de aceea, în întâmpinarea lor, noi, ăsta e scopul nostru, să depistăm cât mai precoce, în stadii incipiente, să le poți trata mai ușor anumite boli, da? Respiratorii și nu numai. Și bineînțeles să nu uitați că noi derulăm programul național de control la nivel județean al tuberculozei și de a preveni răspândirea infecției și a bolii tuberculoase. Pentru că ducându-te, investigându-i, poți să legi, să faci legătură, astfel încât să spui, domnule, tu trebuie să mai fii investigat suplimentar, să-ți mai facem o radiologie în ambulatoriul nostru, hai să mai vedem ce mai e legat de ce... Acolo unde există, se vede clar că există întrebare. Niște semne. Da. Da. Sau, la fel de bine, pentru că noi în campania asta de consultații gratuite oferim examen clinic obiectiv general și de specialitate, acum avem și cardiologie, de pneumologie și cardiologie. Și atunci, dacă, de exemplu, persoana suferă, sunt foarte mulți în campania în care făceam anii trecuți, doamne, eu am diabet, îi măsor nivelul glicemiei, îi face o scrisoare de recomandare pentru un medic de specialitate. Sau îi faci scrisoare către medicul de familie și îi spui, uite, te rog frumos să-i dai toate documentele astea, că el va ști unde să te trimită și îl orientează. Instituția asta a medicului de familie este extrem de importantă. Foarte și important. Oamenii nu, da. Nu știu, deocamdată nu o percep. Deci medicul de familie nu este doar medicul ăla la care da. Trebuie să ții scutire pentru așa copii, este, să nu facă sunt sport. Nicio formă. Deci asta mi se pare, nu știu cum, nenorocirea anilor decadei astea. Da? Asta e nenorocirea. Te duci să-ți iei... pentru ce? Mă duc la medicul de familie, nu dea și mie o scutire la copii. De-aia e medic de familie. Nu, nu de-aia e medic de familie. Ca să învețe la celelalte medic materii importante. Medic de familie, importante. Treaba lui, știe el ce are de făcut, tu trimiteți copilul să facă sport. Că până la urmă de asta ne trezim că suntem o nație grasă și bolnavă. Da? Asta e altă poveste. Și apropo de ce ziceam la început de emisiune cu guru ăștia, care apar pe la televizor, profeții ăștia, care, domn, nu vă vaccinați, nu știu ce, că ce, păi mamaie și tataie să vaccinau și uită, sau habar n-au, ceea ce mi se pare și mai periculos, dar mai plauzibil, erau
molime. Da, epidemii. Care, da. Epidemii care efectiv decimau. Se cerau comunități întregi, deci rămâneau satele goale, da, după ce trecea o nenorocire de asta, o epidemie de genul ăsta. Fiindcă mamaie și tataie n-aveau nicio treabă cu actul medical, mâncau slănină cu ceapă și cu usturoi și treceau iarna în general, dar în particular se mai întâmpla și câte și atunci când se îmbolnăvea unul, că pleca la oraș să cumpere ceva sau să vândă ceva, se întorcea bolnav, prietenul nostru Bacilu Koch nu iartă, ăla nu iartă, venea. Într-o săptămână erau toți bolnavi în sătucul ăla, în comunitatea în care trăiau și se curățau pe capete. Da. Despre asta vă spun. Este foarte, de aceea vă spun că e foarte important și este utilă o astfel de unitate medicală mobilă pentru că... Ajunge exact în comunitățile exact. Astea. Și beneficiu maxim pentru ei, pentru comunitate. Fie că vorbim la nivel individual, fie la nivelul comunității, pentru că până la urmă și comunitatea își dorește să aibă niște oameni sănătoși, productivi, citap la cap, cum se spune. Corect. Și sănătatea, iarăși, pleacă de la o categorie cu risc, copiii. Copiii trebuie să fie cei mai bine supravegheați, cei mai protejați, să crească frumos de noi, de adulți, ca să crească. În momentul în care se îmbolnăvesc, au sincope. Uite, eu, de exemplu, ca să nu dau exemple din alte părți, când eram mai mic, m-am îmbolnăvit și a trebuit să stau acasă 3 luni de zile. Deci, indiferent de câte ori au venit colegii mei să-mi aducă lecțiile și am mers mai departe, 3 luni de zile, foarte greu. De exemplu, m-au afectat. Eu nici în ziua de azi nu știu să scot radical cu bara aia acum. O chestie probabil banală, nici n-am stat să-mi bat capul. Că eu am fost la școală. Dar nu v-am asta mi-a rămas mie în minte, pentru că în perioada respectivă asta s-a învățat la școală și n-a fost niciun coleg în stare să-mi explice cu exactitate cum se face lucrul ăsta. Și totdeauna am o problemă asta, mi-am amintit-o toată viața mea. În momentul în care te rupi câteva luni, săptămâni, bune luni de la școală, este imposibil să n-ai niște pierde. Sau, și se întâmplă din cauza părinților. De sau boli care după aia duc la invalidare. Deci, din astea... Invalidități, exact. Da. Că nu venea cuvântul, știți? Și atunci o duci toată viața cu problema asta. De aceea e important să, în stadiile avansate. Dar știți că părinții vor da vina tot pe sistemul medical. Da, păi da. Cum? E cel mai simplu. Adică atunci când te duci cu copilul la spitalul de copii și zici, domnule, ce nasol e la spitalul de copii, că acolo din e contră, urât, că acolo că am fost este... Eu știu, chiar foarte și eu merg, nu foarte des, mulțumesc Dumnezeu, dar merg. În momentul în care te duci și vezi cât, ce eforturi fac oamenii aia și vin alți oameni, pe care noi îi numim oameni, dar ei nu sunt undeva la limită, distrug grupurile sanitare. Sunt needucați. Nu-și pun papucii de unică folosință. Distrug, fură. Exact, tot distrug, de fură. Am auzit că se întâmplă în toate. Au fugit din spitalul de copii cu ani în urmă, au fugit cu chiuveta. Da. Orice. Mai vorbim de capacele de pe la dar grupurile sanitare. Trebuie să găsești soluții să le rezolvi, să știți. Și iar conceptul de profilaxie și de medicină preventivă a constatat toată lumea că trebuie actualizat. Adică și e de mare folos. Avantajele sunt maxime. Costurile nu sunt foarte mari, pentru că cu bani mulți toată lumea putem să facem. Da, corect. Da, până la un anumit nivel, da, revoluție. Dar costurile nu sunt foarte mult, dar că materialele sanitare... Bani... Exact. Dacă lipsește, la revedere, pa. Singura limită în campaniile astea de consultații gratuite este ca omul să-și dorească să vină să fie consultat. Să nu credeți că mă întreba cineva dacă câți bolnavi de tuberculoză ați descoperit. Niciunul, da. Cu infecție, da. Dar aia e diferența. Deci am microbul, dar n-am făcut boala. Pentru că omul nu conștientizează faptul că e pericol pentru el, pentru cei dragi de lângă el și e păcat pentru că te tratezi și te vindeci. Da, asta e. De la mașină hai să trecem mai un pic pe la clădiri, unele retrocedate. Sunt de retrocedate multe probleme, de 3-4 ani de zile, dar plătim chirie pentru ele și avem contract cu proprietarii, iar chiria avem
norocul, să zic, că ne plătește Consiliul Județean contravaloarea chiriei. Pentru că ne-ar fi îngreunat foarte mult. Mai puteți interveni, apropo de amenajări. Aici este, problemă, deci e o prioritate absolută schimbarea sediului spitalului. Pentru că, odată ce spuneți dumneavoastră, aveți perfectă dreptate, pe de alt, că nu poți interveni, cum îmi spunea cineva mie, în așa fel încât să scrim valoarea clădirii. Adică, să, deci, toate celelalte clădiri sunt cu centrale termice, acolo a trebuit să lăsăm sobe. E, nu e ok, pentru că costuri mai mari, aș fi câștigat spațiu în fiecare salon prin desfințarea sobei. Există și un pericol, mai știu eu, care dintre se trezește cineva vreodată să umble la arzătorul ăla, robinetul, dar și alea sunt speciale, dar eu știu. Deci asta pe de o parte. Deci nu poți face așa ceva. Dar, de aici exemplu, dacă ți se, vorbim, sunt pavilioanele 4, 5, 6, acestea sunt pe partea Gustav Kolar, reprezintă secția a doua și secția de copii. Tot acolo este și bucătăria, blocul alimentar și farmacia. Deci, importante tot, adică nu pot. Da, nu pot n-ai fi ce. Nu, dar până la urmă nici nu, chiar dacă ar fi fost, nu știu, compartimentele administrative, pe și alea sunt importante. Toate ceva, sunt la fel că, de importante, da. Și atunci, pe de altă parte, geamurile, peste tot sunt din termopan, da, pentru că sunt deteriorate, tâmplăria aia din lemn. În partea aceea, normal că dacă stă să cadă, nu, trebuie să-l schimb. Dar nu poți pe toate. Nu pot să mă scuzi. A, îmi pare rău, eu aici nu zugrăvesc pentru că e retrocedat și nu se poate. Igienizări se fac. Dar investiții în acestea care ar crește confortul și ar crește confortul, nu poți să le faci. Și atunci, acesta e un motiv foarte important pentru a schimba cât mai repede sediul spitalului. Al doilea motiv este că pe infrastructura actuală nu mai am posibilități de dezvoltare. Adică specialitatea asta, da, respiratorie, nu se referă doar la TB. Și eu am direcții de acțiune și de dezvoltare de apariția unor altor compartimente și servicii, dar nu mai am unde să le încadrez. Compartimentul, de exemplu, de îngrijiri paliative pe care l-am înființat, cu regret l-am făcut în funcție de posibilitățile structurii, adică clădirii, și atunci de aceea are 9 paturi, că eu vreau să îl fac secție de 30 de paturi. Dar nevoia unde? Este extrem de mare. Și atunci rămâne suferi întrebarea asta, unde? Unde? Știți? Da, suferim la capitolul ăsta, așteptăm spital regional, așteptăm foarte multe lucruri. Nu mai vorbim de faptul că orice clădire, o clădiri vechi până la urmă, microbii ăștia, prietenii noștri nozocomiale ăștia. Și acum se numesc infecții asociate asistenței medicale. Asociate asistenței medicale, ideea da. Este să știți... Intraspitalicești. Da, intraspitalicești. Exact. Astea rămân, adică... Avem totuși aici, bine, în mare parte aveți dreptate, dar pot să vă spun că evoluția tehnologiilor medicale ne ajută foarte mult. De exemplu, noi acum, cu ajutorul Consiliului Județean, că am înțeles despre ce e vorba, am schimbat în pavilionul de copii, în totalitate, lămpile alea UV despre care se aude. Ele până acum erau cu radiație directă și deci nu puteai să stai în prezența lor când era deschisă lampa, trebuia să părăsești spațiul respectiv. Acum există lămpi cu scut protejat UV și indiferent că sunt persoane în interiorul spațiului respectiv sau nu, ele alea distrug. Deci au efect bactericid. Deci dacă aia e aprinsă, acolo n-are cum să existe microbul. Unde bactericid pentru toată lumea omoară bacteria. Distruge, da. Și atunci, păi dacă îl distruge, ce să mai fie? Lavabile sunt din toate solurile. Ion de argint, ion de dezinfectanții sunt la un nivel atât de mult de dezvoltat încât îți distruge de la sine. Parchetul este special destinat activităților medicale, să nu impurități, praf, nimic, să nu se... Stilul, adică acum, de exemplu, nu se mai recomandă faianță, că sunt rosturile astea, ce da, sunt, da, se recomandă lavabilă. Colțurile curbate, să mopul să poată șterge cum trebuie. Da, da, da. Ai mop curat, murdar...
Deci o serie de proceduri care în beneficiu, da, sigur, și fiind să fie respectate. Corect. Mulțumim frumos, domnule doctor, pentru participarea la emisiune. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.